Bună ziua, prieteni! Încercăm să facem din nou un live. Astăzi voi încerca să aduc niște lămuriri. Din păcate, subiectul videoului de astăzi este iarăși discuția despre atacurile pe care le fac atât cei din PSD Pașcani, cât și domnul Sorin Olariu de la PMP Pașcani, atacuri asupra mea, asupra unor altor colegi din Consiliul Local și sunt obligat, chiar dacă pentru unii dintre dumneavoastră este un subiect, să zicem, cunoscut, să aduc lămuriri suplimentare sau să repet, poate pentru unii, ceea ce am spus și în alte conferințe de presă. Deci, PSD și domnul Sorin Alariu spune că eu ocup astăzi câteva spații din domeniul public în mod ilegal. Acum să definim cumva noțiunea de ilegal. Deci dacă ar fi o chestie ilegală, chestia ilegală trebuie să fie stabilită de către cineva. Ar trebui o instituție a primăriei, a consiliului local nu știu, o instituție a statului să spună că ce se întâmplă cu aceste terenuri ocupate este ilegal. Dar trebuie să fie o constatare din partea cuiva să zică, doamne, uite, am fost la Lorimer SRL și am constatat că astăzi 10 SRL ocupă ilegal aceste spații. Nu avem un astfel de uh, proces verbal de decizie din partea unei instituții, și atunci tot ce se vehiculează astăzi în, în, în presă sunt așa, știți, vorbe date de către ziariști. Acum să înțelegeți că pe lângă presă, chiar și în ședințele de consiliu local, am fost amenințat personal de către domnul primar că o să mă scoate el afară, că o să mă evacueze și o să vadă el ce o să mai facă cu mine. Deci este așa de supărat domnul primar? Domnul primar este supărat că unele proiecte puse pe ordinea de zi de dumnia sa, n-au primit votul liberalilor. Sau au primit votul liberalilor, dar nu din prima. În sensul că, spre deosebire de ceilalți colegi, dar nu vreau să fac acuze la nimeni, noi mai citim și proiectele de pe ordinea de zi. Și de foarte multe ori le spunem, domnule, aici este bine, aici nu este bine. Cât ne pricepem noi cu puterile pe care le avem noi. Sunt foarte deranjați de faptul că au în consiliu Local opoziție. Referitor la opoziție, am făcut o statistică în Consiliul Local și s-a constatat că am votat peste 85% din proiectele depuse de primar. Deci opoziția din Consiliul Local nu este uh, 100%, da? nici într-un fel, nici în altul. Noi am încercat de fiecare dată, de doi ani jumătate de cât suntem acum, să abordăm lucrurile concret, da? la subiect. Deci, în momentul în care am avut un proiect, noi am gândit așa, băi, e bine pentru comunitate? Nu e bine pentru comunitate. Uh, clar că nu le convine lucrul ăsta. N-au mai avut asemenea opoziții în Consiliul Local niciodată la Pașcani. Adică de 30 de ani de la Revoluție la Pașcani, niciodată PSD-Pașcani nu s-a uh, confruntat cu astfel de probleme. În sensul că vineau proiectele propuse de către primar, cum era înainte, și lucrurile mergeau pe repede înainte. Ce să-i facem? Asta este democrația. Dar eu cred că totuși un pic de opoziție în Consiliul Local este și constructivă. Da? Poate unele lucruri, poate unele idei trebuie preluate. Nu suntem noi gică contra și blocăm cumva activitatea la primărie. Revenim la problema cu spațiile. Să fac acuzii că eu aș fi ocupat ilegal acolo. Fac un scurt rezumat. În 2010, o comisie de la primărie a inventariat aceste terenuri. În 2013, chiar la propunerea mea, am dat o sugestie către aparatul de specialitate și am zis oameni buni, haideți să facem o hotărâre de Consiliul Local, prin care să decidem că toți cei care au ocupat fără forme legale terenul din 2010 în 2013 mm -hmm. să plătească banii la primărie, să plătească penalități, să plătească majorări și ce mai este acolo dobâns, dacă e cazul, le punem și amende dacă au făcut ceva, s-a constatat că este o construcție care încurcă, eu știu, cu ceva bunul mers al, al lucrurilor și din momentul ăla trebuie luate fiecare speță în parte și analizat. În sensul că dacă din 2010 în 2013 ai plătit, în 2013 când au hotărârea de Consiliu Local, dacă tu poți să intri în legalitate, în normalitate, te rog să o faci, dacă nu vine primăria, spui, tată, aici n-ai ce faci, trebuie să pleci. Am avut o hotărâre de consiliu local în 2013 prin care s-au impus aceste uh, imp taxe, ca să le zicem așa. Finanțele publice locale trimit decizii la toți ceilalți Mi. Eu am primit o decizie de plată pentru 2010-2013. Eu am plătit toate sumele alea. Și după aia, în fiecare an, primăria, prin finanții, îmi trimiteau decizii de impunere, pe care le-am prezentat în conferință de presă și mi am spus, uitați, taxă teren, taxă teren, taxă teren, taxă teren. Acum, adică când lumea are treabă cu pintilie în mod deosebit, s-a constatat că cei de la finanții îmi trimiteau mie impozitul pe terenul ăla, dar nu și folosința. Și atunci eu întreb, trebuia să mă duc eu la finanțe și să calculez eu? Dacă dumneavoastră primiți de la finanțe o decizie de impunere în care spune că pentru un apartament trebuie să plătiți 70 de lei, de exemplu, v-ați pus vreodată problema dumneavoastră, domnule, dar oare 70 de lei sunt corecți? Haideți să mă duc eu să văd eu impozitii locale de nu știu hotărâri, de nu știu unii, să văd eu, poate era 71, poate era 60. Nu-și pune nimeni problema în momentul în care primești decizii de la finanții dacă suma de acolo este corectă sau nu. Eu am primit decizii de la finanții, am plătit în toți acești ani toate sumele din decizii și impozite pe mașini și pe clădiri și pe taxe de firmă și pe tot ce am eu la firmă și am plătit toate alea, mi-am scos certificate în care nu am datorii și eu, din punctul meu de vedere, am zis, eu sunt în regulă, mi-a cerut primăria 2 lei, am plătit 2 lei mi-a cerut 10, am, cerut, am plătit 10. Ce vina am eu? Problema este că acea hotărâre de Consiliu Local pe care eu le-am dat o sugestie cum să facă, este o hotărâre care constată că nu este bine făcută. Adică cei din primărie juriști trebuiau să o gândească, domnule, dacă noi recuperăm banii din 2010 în 2013, din 2013 încolo ce facem? Pentru că primăria, în momentul în care o da hotărârea de Consiliul Local, ea știe că acolo este Lorimer, că și mai sunt încă vreo 30 de societăți în aceeași poziție. Un funcționar public de acolo, da primarul, care el trebuie să umble, să încaseze bani, ca din banii pe care îi încasează să facă șosele și trotuare. El știe, băi, sunt 30 de societăți de pe lista aia, care ocupă domeniul public, bă, ea ce plătesc? Păi, hai să vedem noi cum facem noi ca să-i taxăm în continuare. Cheamă juristul, cheamă specialistul. Băi, ce facem? Corectăm, facem o nouă hotărâre de Consiliu Local. Cum facem să prindem și perioada 2014-2015 până în 2019, până astăzi? Nu asta era treaba primarului? Eu, ca societate comercială, trebuie să mă duc eu și să-i spun, domnule, dă-mi, taxează-mă, deci cam așa stau lucrurile. Eu am făcut cereri prin care am spus domnule, dați-mi în concesiune bucățile alea de, de teren ca să nu mai fie. Cereri la primărie se tot fac. Toată lumea face cereri ca să înțelegeți, răspuns nu prea se dă. Dar dacă cumva ești cu mătru, cu domnul primar sau ești un prieten sau ești ceva, atunci cererile de concesiuni ajung un pic mai repede. Depinde din ce legătură ai tu acolo cu uh, coza noastră. Bun, deci asta ar fi în legătură cu uh, acele spații. Eu nu mă consider vinovat. Eu vă spun sincer, deci eu mă consider că mi-am făcut treaba de cetățean, lori SRL nu este construit pe șmecherie, eu am muncit pentru firma asta, m-am străduit ca să o fac să funcționeze, sunt cam 130 de salariați la această firmă, consider că uh, și ni străduim să ne facem treaba, încercăm să mulțumim clienții cât de mult putem noi, câteodată reușim, câteodată nu reușim asta este treaba. În concluzie îmi plătesc taxele și impozite și tare aș vrea ca atât presa locală cât și cei din primărie să trateze cu respect totuși că dacă de pintilii vă puteți lua, mai sunt 30 pe lista aia 30 de societăți care plătesc taxe și impozite și dacă tu îi consideri pe ei uh, ilegali nu cred că e în regulă. Atâta, cât, atâta timp cât tu știi că ei sunt acolo. Da? Și tu nu faci nimic ca să le iei banii. Eu cred că altcineva nu și a făcut treaba. Că doar eu sunt subiect de presă. Asta este. Sunt singurul uh, contracandidat care uh, am avut șansa să schimb primăria de la Pașcani, da? Am pierdut la 3%. Eu înțeleg că astăzi eu sunt cel care sunt atacat, că vorba aia. Dacă cumva în 2020 la anul candidează din nou Pintilie, cum facem noi cu Pintilie? Că dacă Pintilie ajunge la primărie acolo, multe treburi cred că o să vor strica. 30 de ani de zile s-au făcut niște legături la pașcane, înțelegeți? Niște... S-au făcut niște șanțuri, da? niște cărări, lucrurile sunt angrenate acolo. Sunt foarte mulți care astăzi uh, sunt beneficiari ai acestui sistem bolșevic, îi zic eu, de la primăria Pașcani. Și dacă vinem cumva Pintilie în 2020, atunci s-ar putea cu siguranță, zic eu, să-i cam stric treburile alea acolo, în sensul că cine merge la treabă cu mine rămâne, cine nu pleacă acasă. Și atunci sistemul ăsta începe să reacționeze. Reacționez, Haideți să dăm o leacă în Pintilie să-i spune că Pintilie face ilegalități, că Pintilie face cenzură, Că pintilie se opune la investiții. Da? Adică, dacă noi nu votăm toate prostiile care vin în Consiliul Local, atunci liberalii sunt împotriva investițiilor. Mai este un subiect. Domnul primar este și domnul Lariu. Amândoi sunt foarte supărați. Că, domnule, dacă dumneata în 2010 ai greșit și eu am recunoscut că atunci când am ocupat acele terenuri, am, am greșit. Deci eu nu trebuia să fac lucrul ăla. Eu am fost păcălit de către cineva, tot din primărie, care mi-a spus mie, domnule, du și fă acolo, că o rezolvăm noi. Da? Deci eu, dacă am greșit, ei au pretenția ca în Consiliul Local, eu să votez toate prostiile lor. Ei sunt foarte indignați de ce sunt eu așa de corect și așa de legist în Consiliul Local. Deci eu citesc toate proiectele alea de acolo și de ce de fiecare dată când găsesc câte o bubă, spun că am găsit o bubă. Pentru că ei consideră că, domne, știi, dar n-ai și tu terenurile alea? Dom'le, nu mi-e frică. Dacă eu sunt astăzi cu probleme, luați măsuri. Finiți, dărâmați, faceți ceva, trimiteți-mă în judecată, arestați-mă, faceți ce vreți voi. Eu de aștept să am un document din partea primăriei care să-l contest în instanță. Chiar mă gândesc să încep acțiuni în instanță înainte să se miște primăria, pentru că eu Astăzi consider că nu sunt vinovat cu nimic, pentru că nu trebuie să fac eu demersurile ca să încaseze primăria, și uh, nu trebuie să fac eu demersuri de la finanțe să calculez eu dacă banii ăia sunt corecți sau dacă nu sunt corecți. Cam astea sunt problemele. Încă o dată, eu vă mulțumesc că m-ascultați. Cei care sunteți interesați de situația noastră și cum ne luptăm noi în Consiliul Local, mm. vă asigur că uh, duci, facem o treabă bună în Consiliul Local. Adică, noi ne străduim acolo cu priceperea noastră să luptăm în interesul pășcănilor. Trebuie să-mi asum faptul că poate nu comunicăm la fel de bine uh, cu dumneavoastră. Și scopul uh, transmisiunilor astea în direct sunt chiar de a aduce lămuriri suplimentare. Să înțelegeți dumneavoastră, domnule, până la urmă. I-am dat votul lui Pintilie, dar Pintilie acolo, ce face el cu liberalii Așa că o să în zilele următoare, la două, trei zile, câte un videoclip în care o să vă prezentăm subiecte legate ori de Consiliul Local, ori de partea administrativă, care este punctul nostru de vedere la piață în deal, la piață în vale, cota indiviză de la blocuri, concesiunile, Câinii comunitar, iluminatul public și toate lucrurile astea o să, încerc, o să încercăm eu, dar și colegii mei să le transmitem pe direct, dumneavoastră să le auziți. Dacă o să vă placă, o să vă uitați în continuare. Dacă nu o să vă placă, puteți închide oricând. Suntem într-o piață liberă, eu sunt obișnuit să am clienți în piață liberă, nu există monopol. Dumneavoastră, cei care priviți astăzi și care sunteți alegători, sunteți suverani. Aveți puterea votului la dumneavoastră. Dacă pintirie și liberalii vorbesc prostii, o să ne taxați. Dacă considerați că avem dreptate și ceea ce spunem rezonează cumva uh, în mintea dumneavoastră, eu vă invit când o să fie cazul să ne susțineți. O zi bună, sănătate, spor la muncă, weekend plăcut, să ne vedem sănătoși.